Voi trece la realizarea unei coronițe. Este o comandă a unei doamne de aici, din vecini, cu această fundiță realizată mai devreme. Voi începe decorarea acestei coronițe care va fi pusă la ușă. Voi aplica lipici și lichid din abundență pe spatele fundiței și în felul acesta o voi lipi, iar apoi cu ajutorul câtorva conuri și a câtorva globuri voi întregi acest aranjament. Voi ține bine să se lipească. Cu același lipici voi atașa conurile. Voi face un tutorial în care vă prezint cum pregătim conurile, pe care voi încerca să-l pun înaintea acestuia. Deci, folosindu-mă de lipiciul lichid, voi pune din loc în loc conuri și apoi câteva globulețe care vor întregi această coroniță. Le voi ține apăsat bine, în modul în care să se lipească cum trebuie. După ce am lipit conurile, voi atașa câteva globuri, folosind din nou lipiciul lichid. Dacă nu aveți lipici lichid, puteți folosi foarte bine lipiciul la cald. Nu este obligatoriu lipiciul lichid. Folosiți ceea ce aveți dumneavoastră, ce vă este mai ușor de procurat. Pot atașa și globuri albe. Eu cele albe le-am dus la celălalt loc de muncă, pentru că schimb locul de muncă, de aceea sunt un pic mai în dezordine aici. Am schimbat locul de filmare. Peste câteva zile încep serviciul într-o altă casă și nu dispun de toate globurile. Vom ține apăsat să se lipească totul. După ce am lipit și globurile, voi atașa și câteva conuri de această formă, lunguiață, cu același lipici lichid. Astfel voi întregi aranjamentul și, după cum vedeți, în puțin timp reușim să realizăm o coroniță care să aibă și un aspect frumos și, bineînțeles, să avem satisfacția lucrului realizat de noi, de mâinile noastre. Deci nu va trebui să cheltuim prea mulți bani, este foarte economic. Toate aceste produse folosite de mine le puteți găsi cu ușurință, așa cum vă spuneam mai devreme, în magazinele de specialitate, magazinele în care se vând astfel de produse.